Hei, salut! Astăzi eu vreau să vă iau cu mine la procesul de reîmbronzire. Așa cum probabil ați văzut cei care mă urmăriți de multă vreme, am fost nevoită să fac o pauză de la blondul pe care l-am avut din cauza unor probleme despre care v-am povestit pe larg într-un clip anterior, așa că dacă vă interesează și vreți să aflați mai multe, vă invit să faceți click aici. Astăzi, alături de prietena mea dragă Florina, vrem să facem o reîmblonzire, să zic așa, să decolorăm părul, dar într-un mod ceva mai interesant. Nu o să fie pe tot părul, o să fie un fel de, nu știu, șuvițare, dar cred că Florina o să zică mai multe despre subiectul ăsta, că nu vreau să intru în detalii pentru că nu știu exact ce o să fie. M-am gândit să filmez tot procesul ca să vedeți exact cum va fi toată schimbarea asta. Sunt și eu curioasă și Florina. Asta am să vă spun, așa că zic că putem să începem. Cam așa arată părul meu acum, la început. Vă arăt să vedeți care este culoarea, deci cam asta este culoarea mea naturală, adică doar atât, că ăsta este deja șuvițat. Și sunt foarte curioasă să vedem cum o să reziste părul ăsta blond, dar ideea este că Florina nu o să atingă partea asta, e foarte migăloasă. Și vedem. Deci practic trebuie să venim cu șuvițe pe toată partea asta și pe toată partea asta. Aici deja nici, mai am, nici măcar un fir. Ba, vârfurile sunt puțin blonde, dar cam atât. Deci aici poți să bagi. Asta îi tot? Este untul de colorant, care este mult mai protectiv, fără amoniac. Situația. Dar pe asta nu punem mai? Da, o punem. Pune-mă pe da? O să fac pe mijloc, ok? Ok. Bine, hai că revenim. Și acum suntem la partea a doua. Florina mi-a dat deja jumătate din folii jos, din partea de jos. Și acum urmează să dăm și astea la alte. Sau nu, în fapt, astea de la mijloc. Da, folile și pe rând, exact cum le-am pus. Pe rând, ok. Da. No, asta e culoarea finală. Ce ziceți? Vă place? De fapt, nu e asta culoarea. Urmează să punem un nuanțator și... Pe rădăcine vom folosi o culoare un pic mai închisă. Așa. Și pe... Iar pe vârful vom menține culoarea plăcută. Da? Menține culoarea asta plăcută? Pe vârful? Nu chiar pe vârful. A, da, stați că eu am două nuanțe acum. Asta de pe vârful nici măcar n-a fost atins. Și atunci trebuie să facem o trecere. Exact. Hai să vedem ce facem. Suntem la procesul de nuanțare. Mi-a pus Florina ceva nuanțător pe toată lungimea și așteptăm să se facă frumos blonduțul.
Și cam asta este rezultatul final. Am obținut exact un look pe care mi-l doream, ceva mai natural. Florina a făcut o treabă excelentă. Florina este acolo în spatele camerei, nu vrea să apară, dar îți mulțumesc frumos. Am vrut să ajungem la un vlog ceva mai natural. Ați văzut că eram super închisă la rădăcină, deja aveam cam atâta crescut din păr. Și vă arăt și așa mare produsele pe care le-am folosit. Nu știu să vă zic foarte multe despre ele, în situația asta vă poate ajuta Florina, așa că dacă vreți și aveți întrebări, vă las link în descriere și întrebați-o pe ea. Sau scrieți comentarii mai jos și măsura în care știu să vă răspund, o să mă consult cu Florina și ea o să vă răspundă. Avem aici untul de decolorant. Am zis bine? Este un fel de unt de decolorant, da? Unt de colorant. Unt de colorant, că nu vreau să greșesc. Da, da. Unt de colorant, zice Florina. Da, avem aici unt de colorant și avem aici vopseaua fără amoniac pe care am folosit-o. Să știți că a durat foarte mult procesul ăsta, deci ne-am întâlnit pe la ora 11 și acum este ora 4 imediat. A fost o treabă foarte migăloasă, dar asta este rezultatul și sunt foarte încântată. Scopul nostru și dorința noastră este să ajungem la un blond cât mai deschis, dar sănătos. Nu mai vreau să pățesc și am pățit de aia trecută să rămân fără păr pe cap, deci totul va fi un proces foarte lung. Dar până în alta, asta este rezultatul și probabil o să vă țin la curent cu noutățile. Dacă mai facem o decolorare, Florina a zis că abia peste 4 luni pot să mă gândesc la o nouă decolorare. Poate că ne mai vedem și cu alt video dacă vă interesează și vă place subiectul ăsta. Cam atât de aici, aștept să vă ce părere aveți voi. Nu uitați să lăsați un comentariu, like, share, subscribe și toate astea. Până data viitoare ne vedem pe social media. Găsiți toate link-urile mai jos în descriere. V-am pupat, pa, pa!